Bun. O să continuăm cu montajul. Acesta este televizorul. Așadar, iasem dacă avem imaginea cum trebuie. Da, e perfect. Sper că să se vadă cât de cât. Cam ce o să fac eu aici. Aceasta este banda de la televizor. Așa, haideți să scoatem placa de bază. Dacă și reușim să o fixăm pe cea nouă, cât de cât pe acest suport, ar fi excelent, dacă se potrivi. Asta e placa de bază veche, dar nu ne mai trebuie. Hai să vedem cum am putea să fixăm noua placă de bază, cât de cât pe suportul acesta. De fapt, o să facem testul separat mai întâi, înainte să o fixăm. Hai să mufăm toate dispozitivele. Da. O să băgăm prima oară această bandă. Bun. Ok, deci, pentru conectarea acestor benzi este necesar să scoateți banda originală. O să o desprind eu după aceea, vedem în funcție de rezultate. Așa, am pus-o pe display. Iar această mufă trebuie pusă pe placa de bază. Trebuie să vedem exact cum fare. Imediat o să ne uităm, să ne asigurăm că facem conexiunile corecte. Trebuie să fie specificat undeva care este plusul la pe această bandă și s-ar putea chiar aici unde sunt acești pini. Este un pin liber și trebuie să-l urmărim. Teoretic trebuie să ne dea pinul liber, să fie acoperit, așa fel încât să nu intre mufa aici. Se pare că intră și pe o parte și pe alta. O să lăsăm la urmă conectarea benzii. Oricum, nu-mi place că nu sunt toți, nu erau toți pinii cu contacte pe display. Sper să fie în regulă prinderea. O să trebuiască să o refac, fiindcă nu se potrivește în nicio formă. Așa, iată, acestea sunt mufele pentru acest invertor. Se
teoretic ar fi bun, practic. Aha. Să vedem și aici care este. Bine că la LED-uri nu este nicio problemă, nu se aprind și atunci inversăm mufele. Așa. Mai bun și aici încă două. Acum trebuie protejate. Bine, el deocamdată se pare că nu are nicio problemă, de fapt nu are cum să atingă aici, fiindcă nu are niciun contact. Ia să-i scoatem totuși folia asta de plastic, se pare că nu-l afectează niciun fel. O să-l pun așa de sub totuși, că de cât, dar el pe spate nu are niciun contact, niciun plin. Și totuși aici ceva. Da. Trebuie găsit o protecție. Și abia după aceea. Bun. Ok. Aici, dacă firele cumva sunt invers, va trebui tăiate și să le inversăm în așa fel încât să vină plusul corect. Bun, mergem mai departe. O să-i punem mufa cu butoane. Care pare că va veni aici. Pentru difuzoare am spus că avem și mufa de difuzoare, este cea de 4 pini, cea aflată aici, da? Deci mufa de sus, din spatele mufelor Y, B sau din spatele mufei de la Banana TV, este mufa pentru difuzoare. De la acest televizor se potrivește, se pare foarte bine, se potrivește mufa. Am zis că se conectează corect. Acum trebuie să vedem exact care este conexiunea pe acest pe placa de bază a LCD-ului, așa fel încât să alimentăm corect display-ul, fiindcă altfel există riscul să larme. Și o să pornim după aceea filmarea, după ce fac verificările. Bun. Asta. Trebuie să vedem exact ce rol are. Alimentarea pentru acest display. Să vedem cum facem. Așa fel încât. Da, deci nu faci asta pentru alimentarea LED-urilor. O să o fixăm aici. Da. Ok. Și apoi asta la rămâne intră în placa de bază, exact în spatele mufei de la butoane. Bun. Ok. Se pare că avem conectate toate dispozitivele necesare. Mai trebuie să conectăm doar banda pe acest pe placa de bază pentru conectarea display-ului și totul o să fie, a trebuit să fie în regulă, să funcționeze, da? O să deschid un pic site-ul, să vedem prezentările de mufare și după aceea o să continuăm.
Vedem după aceea ce rezultă.